brings life. Aleluia, sunt atât de mulțumitor că El aduce viață. Well, we were talking about Joseph's son. E bine, great theologian. Vorbeam despre Iosifson, acest mare teolog. He happened to go into a meeting, kind of like Cornell did. S-a întâmplat să se ducă într-o adunare, cum i s-a întâmplat și lui Cornel. I told him about, I think it was in Deva or somewhere up near there. Cred că era în Deva sau undeva pe acolo. Somewhere up near Cluj, somewhere in there. Undeva pe lângă Cluj, pe acolo. But he went to a meeting. Dar s-a dus la o adunare. And lo and behold, when he got in that meeting, și îndată de ce a ajuns la acea adunare, guess what happened? Iată ce the s-a întâmplat. Holy Spirit moved. Duhul Sfânt s-a mișcat. His daughter was with him, I think. I heard about it. Wasn't his daughter that got healed? Era și fata lui cu el acolo, cred că a fost vindecată, nu? She got healed, and two or three people got healed. And ea a fost vindecată, vreo 2-3 oameni au fost alți. God got a hold of him and baptized him in the Holy Ghost. Au fost vindecați și Dumnezeu l-a botezat în Duhul Sfânt. Oh, I got the Holy Spirit when I got saved. I know you did. God bless your heart. Am primit Duhul Sfânt când am fost mântuit. I know you got the Holy Spirit when you got saved. Că ai primit Duhul Sfânt când ai fost mântuit. But I'm praying one day God, the Holy Spirit, to get you one day, amen? So you get in him, he'll get you. Dar, în schimb, să-l prinzi tu pe el, eu mă rog pentru tine ca el să pună mâna pe tine. Nonetheless, and conquer your life. Și să-ți biruiască viața ta. So it'll be no longer you, won't be no longer me, but it'll be the Holy Ghost living his life through me. Ca să nu mai fii tu, să nu mai fiu eu, ci Duhul Sfânt să Christ domnească în viețile noastre. The Lord Jesus living our life through. Hristos să-și trăiască viața și viața lui prin tine. And I was sitting in my office back here and one of the brother, a pastor came over and he says, "Let me read this piece of paper what happened to Joseph's son." Eram în birou odată și am primit de la un pastor și mi-a spus: "Uite, citește aici despre Iosifson." I laughed till I had tears in my eyes. Am râs până am fost așa de fericit în Domnul, am râs până am avut lacrimi în ochi. I said, "Thank you, Lord." Am zis: "Slavă Domnului." I've been praying for him. M-am rugat pentru el. That God would fill him and bless him and use him for his honor and glory. Ca Dumnezeu să-l umple, să-l binecuvânteze, să-l folosească pentru Domnul. I've sit with him just 100 feet from here, 100 maybe 200 feet from here in that other building over there. Am stat poate la 200 de metri distanță în clădirea cealaltă vorbind cu el. Talking, just talking to him. Doar la discuție cu el. But the Spirit of God moved upon him, amen. Dar Duhul Sfânt s-a mișcat peste el. That's what he needs to do again in us. Asta are nevoie să facă din nou în noi. In the church. În biserică. I'm just being honest with you, folks. Trebuie să fac asta. Doar să sunt cinstit cu voi, oameni buni. Well, the Holy Spirit doesn't move that way anymore. Yes, he does. Păi Duhul Sfânt nu se mai mișcă în felul acesta astăzi. Ba da. Let me tell you about a famous man in Romania. You may know of him, may have heard of him. Hai să spun despre un om faimos în România, poate ai auzit despre el. I don't think if you could know him, because you're not old enough to know him. Nu știu dacă l-ai cunoscut, pentru că nu ai fost suficient de, nu ești suficient de mare să-l cunoști pe el. His name was Popescu. De în vârstă să-l cunoști. Numele lui era Popescu. Was it Theodore Popescu? Was it Tudor Popescu? Tudor Popescu. Tudor Popescu. He was a priest. El era preot. Orthodox priest. Preot ortodox. I mean, with the big black robe and the whole. Adică cu roba din aia neagră mare. All the stuff, you know. Cu toate lucrurile pe el îmbrăcat, cu toate lucrurile alea religioase pe el. Știi ce i s-a întâmplat? Him and a fellow by the name of Cornelescu. El și un om pe nume Dumitru Cornelescu. I think Dumitru Cornelescu first, because he was writing the Bible, he was translating the Bible in the Romanian. Cred că Dumitru Cornelescu a fost primul atins, pentru că el a tradus Biblia. And he got somewhere in Romans chapter 5, being justified by faith. Și el a ajuns cu traducerea undeva la Roman 5 despre îndreptățirea prin credință. And the Holy Spirit breathed on him, amen. Și Duhul Sfânt a suflat peste el. Are you listening? He got born again. A fost născut din nou. Popescu got born again. Popescu a fost născut din nou. They come over and told him. Au venit și au spus. The Orthodox committee came over to told him. Le-au spus de fapt soborului de preoți ortodox. Now, if you know anything, I don't know that much about Romanian history, but you do. Tu, adică eu nu cunosc așa de multă istorie românească, dar tu cunoști istoria românilor. About two blocks from my house, I'm at two blocks, about two stops from my house. Cam la două semafoare de casa mea. There's a place called Carol Davila. Este un loc numit Carol Davila. You've heard of Carol? Ați auzit de and Carol my Davila? My wife's granddaddy or granddaddy, yeah. My wife's granddaddy used to tell her. Și bunica soției mele obișnuia să-i spună ei asta. Said people would couldn't get near the building. They would stand two blocks away from the building. Couldn't get near the building. Nu puteau ajunge în clădire. Oamenii stăteau la două blocuri distanță de clădirea aceea ca să intre înăuntru. Trying to get in to hear this man preach. Ca să
cerce să-l audă pe, să-l audă pe omul acesta predicând. What happened to him? Ce i s-a întâmplat? Amen. Holy Ghost breathed on him. Duhul Sfânt a suflat peste el. Hallelujah. I get excited when I think. Aleluia, mă entuziasmez când aud despre acestea. Well, they came out there, you know, the Orthodox people came out there. E bine, ortodoxii au ieșit de acolo. Said you're going to have to stop this. Și le-au spus, trebuie să opriți chestia asta. This pocăiț stuff, this, you know. Chestia asta cu pocăiții. This kind of stuff you're doing. Chestia asta pe care o faceți voi. And back to the church, the mother church. Și să vă întoarceți, trebuie să vă întoarceți în biserica mamă. Fii cu minte, be nice and preach right and do right, you know. Fiți cum se cade și predicați cum trebuie. Kind of like the Baptist went to Joseph's son. Cumva cum i-au zis baptiștii lui Iosifson. Come back, Joseph, come back. Întoarce-te, Iosif. Don't abandon your doctrine. Nu se abandona doctrina ta. I know everybody in the church buildings are full of cancer and sicknesses and diabetes and all that. But come back to us. Știu că toți în biserică se plin de cancer, de diabet și alte boli, dar întoarce-te la noi. You're a good Baptist. Tu ești un baptist bun. You can't abandon the doctrine. Nu poți să abandonezi doctrina. What about the church? I mean, what about this Emmanuel, the big school, and you know, what's the name of the Bible school? Ce rămâne cu școala aceasta? What's the name of the big Bible school? Universitatea aceasta biblică, Emmanuel sau cum se cheamă? Up there, you know where it is. Cea de acolo. Whatever it is. Oricare ar fi ea. I'm not making fun of the folks. Nu vreau să fac bășcălie de oameni ăștia. Religion is the most dangerous thing you'll ever get around, amen. Dar vreau să spun că religia este unul din cele mai periculoase lucruri pe care poți să le să le mânuiești, pentru că te va ucide. What denomination it is, amen? Pentru că nu mă interesează ce denominație este.